În următoarele 8 luni nu mai putem face planuri pentru excursii cu mașina pe Transfăgărășan. Acest drum a fost închis traficului rutier. Transfăgărășanul va fi deschis abia în 30 iunie anul viitor. Măsura se înscrie în regulamentul de funcționare a acestui drum național, ca urmare a faptului că în această perioadă condițiile meteorologice nefavorabile pot periclita siguranța circulației. Sectorul rutier restricționat este semnalizat corespunzător. Închiderea Transfăgărășanului este anunțată șoferilor la intersecția cu DN1 în comuna Cârțișoara. Astfel, cei care doresc să urce la hotelul de gheață de la Bâlea Lac sau Bâlea Cascadă pot ajunge doar cu telecabina de la Vama Cucului.